ziua, bine ați venit la conferința noastră de presă de astăzi. Reprezentăm invitat domnul senator Roger Țacu și domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Gabriel Dișan. Vreau astăzi să discutăm, în primul rând, legat de evenimentul care a avut astăzi, un eveniment politic al organizației, al filialii PNL Neamț. Este vorba de delegația permanentă a filialii Neamț, PNL. O delegație permanentă în care s-au stabilit delegații pentru Congresul Partidului Național Liberal ce va avea loc în data de 22-23 februarie. Și vreau să vă spun că delegația permanentă de astăzi e în unanimitate. Filiala, delegația a votat mandatarea delegațiilor la Congresul PNL pentru susținerea pentru funcția de președinte a Partidului Național Liberal și pentru funcția de președinte, candidat pentru funcția de președinte a României, a domnului Crin Antonescu. A fost un lucru care a venit, vreau să vă spun, ca o solicitare din partea tuturor delegațiilor, tocmai pentru a da un mesaj lipsit de echivoc față de susținerea totală pe care membrii PNL o au față de proiectul USR, față de proiectul Crin Antonescu în interiorul PNL și față de candidatul comun USR stabilit în congresele de acum un an, în care USR și-a desemnat un candidat comun, este vorba de domnul Crin Antonescu. Deci, din punctul ăsta de vedere, lucrurile sunt fără echivoc, tocmai pentru a preîntâmpina și multele speculații lipsite de fond și de fundament de la unele posturi de televiziune. În al doilea rând, o chestiune pe care țin să o discut este cea legată de situația locală, situația de la nivelul județului Neamț. În ultimele 7 luni, în județul Neamț, în afară de o frământare perpetuă și de declarații cum că se stopează jaful și cum că lucrurile nu merg din unul sau alte motive, nu s-a întâmplat nimic. Nu am avut parte decât de scandaluri perpetue din partea uneia și aceleași persoane. Este vorba de domnul președinte al Consiliului Județean și președinte al UNPR, domnul Culiță Tărâță. Scandaluri duse din nefericire și în mass media, decât de domnia sa, deși în cadrul Uniunii Social Liberale avem un protocol și norme de conduită pe care noi am respectat-o, chiar dacă ne-a fost foarte greu în unele situații. În toată perioada asta de 7 luni de zile, noi, Partidul Național Liberal, partenerii noștri, loiali, cei de la PSD și cei de la PC, am încercat să ne așezăm la masa dialogului, convinși fiind că dialogul și înțelegerea între toate formațiunile ce constituie USR-ul înseamnă premisele pentru proiecte importante și pentru o bună funcționare a Consiliului Județean. Din nefericire, ne-am lovit de obtuzitate și o totală respingere din partea președintelui Consiliului Județean, care probabil că înțelege cu totul altfel modul cum poate funcționa un Consiliu Județean, cum pot fi respectate regulile, procedurile în general. Nu am avut parte decât de o atitudine sfidătoare, atitudinea unui om care se vrea să stea undeva pe masă și ceilalți toți sub masă cu mâinile întinse spre a primi limiturile. Exact, chiar dacă este un pic mai plastică, asta este atitudinea pe care am avut-o din partea domnului președinte Culiță Tărâță, care am explicat că Partidul Național Liberal, colegii noștri de la PSD, la rândul lor le-a explicat că nu putem să acceptăm și nu este normală și nu poate să funcționeze la nivelul Consiliului Județean o majoritate bazată pe
o conducere autocratică din partea unui om care vrea să facă totul, care se vrea Sfântul Gheorghe aici în județul Neamț în luptă cu Balaurul și care stocază jaful. Deși, sincer fiind, trecutul nu îl recomandă pentru și Sibiu nu îl recomandă pentru astfel de îmbelecugire. Așa sunt lucrurile. Zic eu că la nivelul Uniunii Sociale Liberale s-au epuizat și ultimele încercări de dialog, ultima dintre ele fiind chiar mijlocită, o încercare disperată a domnului Puliță Tăruță de a apela la primul ministru Victor Ponta și a fost un regaz termen de o săptămână pe care cu acceptul nostru, repet, al celor din USL l-am dat domnului Puliță Tăruță, tocmai pentru a avea încă o rundă de dialog pentru a găsi o soluție amiabilă, o soluție care să genereze funcționarea majorității în Consiliul Județean. Ne-am lovit pe aceeași atitudine. Așa sunt lucrurile. Noi, colegii noștri de la PSD, colegii de la PC și, repet, și cu satisfacție, spun că am găsit în cei de la consilierii județeni de la PDD, o atitudine constructivă, care au înțeles situația în care se află Consiliul Județean și că e nevoie de o ieșire din blocaj și s-a găsit o soluție care cred eu că este o soluție de durată, care generează o majoritate menită să vină în sprijinul proiectelor care vor urma la Consiliul Județean. De fapt, despre ceea ce este la Consiliul Județean, despre proiecte și despre, mai de fapt, de lipsa de proiecte și de viziune de la nivelul Consiliului Județean, a avut ocazia domnul proaspăt vicepreședinte al Consiliului Județean să o constate și, de fapt, cred că asta va fi provocarea cea mai mare și principala preocupare pe care domnul vicepreședinte o va avea în perioada următoare, aceea de a genera proiecte, pentru că, din păcate, Dumnezeu, să constatăm la începutul 2014, când toată România are o mare șansă de a intra pe un nou ciclu de absorbție a fondurilor europene, ciclul 2014-2020, când mulți bani vor fi la dispoziție și să constatăm că din cauza unor lupte interne, din cauza unor orgoli, din cauza unora care au o atitudine distructivă, să constatăm că suntem lipsiți de proiecte, că Neamțul din nou trece trenul pe lângă noi și rămânem pe peron. Deci lucrul ăsta nu trebuie să se întâmple și vă spuneam și cu alte ocazii, va fi principala preocupare pe care noi și reprezentantul nostru și consilierii județenei ai PNL-ului vor avea în perioada următoare. Dar să-i dau cuvântul domnului vicepreședinte Gabriel Bișan, care probabil că o să vă detalieze. Mulțumesc, domnul președinte. În prima mea săptămână ca vicepreședinte al Consiliului Județean Neam a fost una de acomodare în care am studiat organigrama, regulamentul de ordine interioară, legea 215 privind administrația publică locală. Am avut întâlniri cu doamna Mititelu legat de incompatibilitățile care pot apărea și acele 15 zile pe care le-am la dispoziție pentru a le rezolva. Am avut întâlniri cu șefi de departamente, cu directori. Am avut inclusiv o discuție cu domnul președinte Puliță Tăruță. Legată de această întâlnire a mea cu domnul președinte, mi-am manifestat dorința de a mă implica în atragerea de fonduri europene. Mai ales că am încercat o situație, la momentul actual, în care am observat că proiectele aflate în derulare la nivelul județului Neamț, proiecte europene, sunt din 2009, iar execuția este acum în 2013. Am cerut și o situație legată de proiectele care sunt în derulare la faza de proiectare și studiu de fezabilitate. Am constatat că nu există. Mai mult de atât, am cerut să vedem viziunea Consiliului Județean
tocmai la AXA 2014-2020, privind absorbția de fonduri europene. Aceeași surpriză neplăcută să aflu că aceasta nu există. Îmi doresc să mă implic în acțiuni de studii de fezabilitate, de proiecte, tocmai pentru că județul Neamț a văzut foarte bine, bugetul pe 2013 este mai mic cu 7% față de bugetul de pe 2012. Singura noastră șansă pentru a dezvolta județul Neamț, și aici mă refer la infrastructură, la turism, la coeziune socială, sunt tocmai aceste fonduri europene. Uitându-mă și pe o situație la nivel european, am constatat că Lituania este campioana absorției. Ei au reușit, prin susținerea repetată, prin implicare, să facă acest lucru. Cu atât mai mult, faptul că dacă voi reuși să atrag noi fonduri europene, știți foarte bine că derularea acestor fonduri europene e posibilă să fie făcută în alt mandat. Și aici mă refer la execuție. Cu atât mai mult se elimină orice fel de suspiciune că ar fi interese, că ar fi alte lucruri pe dedesubt. Tocmai de aceea toată lumea va vedea și va ști că toate aceste fonduri care vor fi atrase și proiecte, în 2014 vor începe executarea lor în anul următor și acesta ne-a bucurat tare mult să aducem în județul Neamț. Mulțumesc că ai ghișat, sigur, pe probleme care țin mai mult de Piatra Neamț, domnul senator Țară, cred că și numai care țin de Piatra Neamț. Aș reveni la ce a spus dumneavoastră anterior, vis-a-vis de Consiliul Județean, de alianțe politice formate. Aici nu este o chestiune personală. Aici este o chestiune de principiu. Partidul Național Liberal, așa cum bine știți cu toții, împreună cu Partidul Social Democrat, primele două partide ca pondere, ca mărime și ca importanță din România, au format la această dată o majoritate. Noi îl așteptăm în continuare pe domnul Puliță Dărâță, președinte Consiliului Județean și al UNPR-ului, împreună cu cei 5 consilieri județeni, să se alăture acestei majorități. Dar nu înțelegem ca cele două partide fondatoare ale Uniunii Social-Liberale să fie guvernate de UNPR. Pentru că asta nu se întâmplă nicăieri în România și cu atât mai puțin la nivel central. Este ca și cum președintele UNPR ar fi prim-ministru și președinte unic al Uniunii Social-Liberale la nivel central. Cred că trebuie să fim rezonabili. De asemenea, într-adevăr, din aceste motive de transformări politice, să spunem, locuitorii județului Neamț au avut de suferit în ultimele, cel puțin în ultima jumătate de an, imediat după alegerile locale, pentru că, practic, niciun proiect notabil nu s-a derulat sau foarte puține. Ideea de a constitui această majoritate este foarte clară. Trebuie să încetăm odată, trebuie să ai stabilitate și predictibilitate și Consiliul Județean să treacă la treabă în folosul cetățenilor din județul Neamț. De asemenea, nu vă ascund că am văzut, mă rog, în comentarii, în mass media, vis-a-vis de anumite înțelegeri mai pe față, mai subterane, cu PDL-ul. Vă asigur că nu este vorba de așa ceva, de astfel de înțelegeri. Dimpotrivă, acolo unde vom avea majorități și se prefigurează majoritate și la Consiliul Local Piatra Neamț, vom interveni și vom schimba lucrurile și acolo fără nicio problemă. Ideea de bază este că
USL-ul, atâta timp cât are majorități democratic, nu poate sta la nivelul județului Neamț în opoziție. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, vă stăm la asta. Deci să înțelegem că aceste voturi comune care le au cei de la USL împreună cu cei de la PDL sunt pure întâmplări, da? Și la Consiliul Local și la Consiliul Județean. Da, este un rezultat al atitudinii pe care personal cu Ițătăreț a avut-o față de toți, a reușit să și ostilizeze pe toți. La Consiliul Local se întâmplă acest lucru de când nu exista domnul Tărăță? Mai este o situație destul de ambiguă la nivelul Neamțului. De fapt, lucruri care s-au văzut și în campania electorală la parlamentare. Pentru că am văzut foarte bine cum domnul președinte Tărăță unde avea interes susținea USL-ul, dar mai pe față, mai pe din dos, susținea candidații PDL-ului pe față pe Elena Udrea, iar pe colegiul meu a și spus-o răspicat în nenumărate conferințe de presă că nu mă va susține, nici n-aveam nevoie de susținerea domniei sale, aveam nevoie doar de atitudine neutră măcar, dar a fost o atitudine total ostilă în care a încercat să intimideze primarii, a încercat să finanțeze contracandidații, să inventeze contracandidați și nu numai mie, și președintelui de la PSD. Nu este o necunoscută, să vă spun că domnul Năutul la Târgu Neamț a apărut din senin contracandidat al lui Ionel Arsene. Pe colegiul 3, aceeași atitudine, lucrurile sunt cunoscute și ar fi cunoscute și de noi, dar și la nivel central, unde cred eu că trebuie să termine odată cu Tătuși din Treștea, pentru că deja suntem în 2013, nu mai avem nevoie de Dumnezei din Treștea local care să împartă dreptatea, care să pozeze în justițiar și că ei stopează jaful. Chiar sunt lucruri care țin de altă epocă și atitudine care ține de altă epocă. Dacă îmi dați voie la întrebarea dumneavoastră. Noi nu putem controla modul în care votează consilierii județeni sau locale ai Partidului Democrat Liberal. Dar am spus mai înainte că în măsura în care vom avea majorități, și avem la ora actuală, atât în Consiliul Județean, cât și în Consiliul Local, ne vom impune punctul de vedere. Dacă întâmplător consilieri, o parte din ei sau în totalitate din Partidul Democrat Liberal au aceleași puncte de vedere, nu văd care ar fi problema. Dar asta nu înseamnă că am făcut vreo alianță cu Partidul Democrat Liberal. O ultimă întrebare din partea mea. Atunci de ce PNL-ul promovează în funcții de conducere foști pedeliști sau actuali pedeliști? Mai concret, că, de exemplu, de la DSP, domnul Morenciu, promovat de PNL către Consiliul de Administrație la Spital. În Consiliul Județean, PNL-ul a votat inclusiv pentru Dionisie, membru care v-a făcut atâtea probleme. Haideți să luăm pe rând. Domnul Morenciu nu este promovat de PNL. Domnul Morenciu ocupă o funcție pe care a ocupat-o și înainte. Am avut o discuție cu domnul ministru Eugen Nicolescu legat de DSP și domnul Eugen Nicolescu mi-a spus că nu are sens să facem vreo schimbare la DSP pentru că strategia ministerului este de a trece direcțiile de sănătate publică în subordinea comunităților locale. Deci, probabil că va trece la nivelul Consiliului Județean. Mă refeream la noua lui propusare în Consiliul de Administrație de la Spital. Pe cine l-a pus acolo? L-a pus PNL-ul? PNL-ul face așa ceva? Face nominalizările acolo? Nu, avem. Noi am putut să facem doar nominalizările în Consiliul Județean. Nici vorbă de așa ceva. Spuneți că nu s-a ajuns la niciun consens în urma discuțiilor. Înseamnă că dumneavoastră propuneți altceva. Ce propuneți? Apropo de modul în care funcționează sau nu USL în județul Neamț. Am propus deja. Este deja o majoritate. O majoritate firească ar fi fost cea cu UNPR-ul, pentru că USL-ul știm foarte bine. S-a constituit acum exact 2 ani și 3 zile din PNL, PSD și PC. Aici lucrurile sunt făcute. Și atunci nu o să mai aveți majoritate. Cine? Pe PDD. Da. Putea oscila și atunci mai aveți majoritate. Nu prefer unul care oscilează decât unul care este ostil.
Pentru că cu cei de la UNPR nu s-a putut construi absolut nimic. Și atunci care este alternativa? Să stăm în opoziție, noi PNL și PSD la guliță tărâță, după ce 4 ani de zile am stat la Gigi Ștefan, 4 ani în opoziție. Să stau la guliță tărâță acum? Încerc, fac tot ce e posibil, să găsesc o variantă prin care PNL-ul, PSD-ul să-și impună punctul de vedere, să guverneze și în județul Neamț, pentru că este în folosul județului Neamț. Nu este normal ca județul Neamț să rămână în opoziție. Vedem ce s-a întâmplat, atitudinea ostilă a lui Culiță Tărâță s-a văzut inclusiv la bugetul pentru județul Neamț. Județul Neamț are cu 7% mai puțin decât anul trecut, pentru că Culiță Tărâță are numai uși închise. Pentru că și acolo s-a dus să-i înjure pe toți. Asta este mania de să o dăm pe față. I-a speriat pe cei de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, s-a dus acolo și spune, te-a spus cum îi bagă în pușcărie, cum îi trimite pe ei, s-au speriat. Ministrul efectiv, mi-a zis că așa ceva n-a întâlnit. Nu, președintele PNL, Crin Antonescu, știe situația, ce v-a sfătuit? Domnul președinte Crin Antonescu știe situația în detaliu. Deci am discutat-o și în momentul în care am decis să găsim varianta de a ieși din impas, am discutat-o chiar în detaliu cu președintele Crin Antonescu și este perfect de acord cu orice variantă prin care PNL-ul intră la guvernare și în județul Neamț. Nu putem, repet, sta în opoziție la Culiță Tărâță și la cei 5 consilieri de la TCE3 Brazi. De altfel, un prim pas este îl aveți în fața dumneavoastră pe Gabi Vișan, care a ajuns vicepreședinte. Oscilațiile astea, deocamdată stăm pe majorități. Vom vedea dacă ele sunt așa oscilante, cum spuneți dumneavoastră, sau nu. Deocamdată asta este realitatea. Bun, avem un buget mai mic față de anul trecut. De obicei, în fiecare an, în momentul în care se aprobă, înainte de aprobarea bugetului, liderii de partide parlamentari și primari se întâlnesc pentru a discuta distribuția acestui buget. Cum veți face anul ăsta? Apropo de colaborare. Bugetul Consiliului Județean este atribuția președintelui Consiliului Județean. Deci președintele Consiliului Județean, conform legii 215, prin aparatul de specialitate, întocmește și propune Consiliului Județean spre aprobare. Deci, lucru foarte important de precizat, Consiliul Județean aprobă bugetul. Deci, consilierii județeni, și e clar că lucrul ăsta îl vor face consilierii USL, PNL, PSD și cei de la PPDB cu care ținem legătura și avem o colaborare foarte bună, vor amenda bugetul Consiliului Județean, vor propune o altă formă a bugetului Consiliului Județean, pe care o vor aproba prin majoritatea pe care o au. Asta după o, și bine spuneați, o discuție prealabilă cu aleșii locali, cu primarii, pentru a identifica problemele locale, pentru a prioritiza problemele locale, pentru că din discuțiile pe care deja le-am avut, sunt nedreptăți mari la nivelul primarilor, sunt localități care au, de exemplu, luat statistic de 3 ori mai puțin bani alocați, deci raportat la numărul de locuitori, decât alte localități în perioada, și lucrurile astea trebuie corectate, pentru că aceste nedreptăți au generat arierate la primăriile respective, care sunt într-o dificultate foarte mare. Asta nu trebuie să nu votați bugetul? Dacă nu se vor corecta aceste nedreptăți pe care spuneți? Nici vorbă că nu vom vota bugetul. Vom vota bugetul așa cum credem noi că este corect. Zic, dacă se propune într-o manieră în care considerați noastră că nu e corectă. Dar mă, bugetul poate fi amendat. De fiecare consilier local. Deci, vom vota bugetul așa cum vrea majoritatea. Îmi dați voie. Opiniile în contradictoriu sunt productive, pentru că cele mai bune proiecte se nasc din mai multe direcții, chiar dacă inițial acestea sunt diferite. Este evident că fiecare are propria viziune asupra evenimentelor. Această stare de neconfortabilă, important este să nu fie de lungă durată, ci să privim unghiurile să privim lucrurile la rece din toate unghiurile, și să reușim să cădem de acord ca toate aceste opinii diferite să le canalizăm într-o direcție pozitivă. Da, asta e ideea, de asta și vrem și asta de vorbă, cel puțin instituțional. Asta este în ceea ce privește pe Culiță Tărâță, nu mai instituțional. Ne spune foarte clar, Consiliul Județean, conform și legii și logicii,
este un organ deliberativ. Iar executivul este executiv. Execută ce deliberează Consiliul Județean. În Consiliul Local Piatra Neamț se pune problema ca USL-ul să schimbe vicepreședintele PDL? Viceprimar, mă scuzați. Da. Da. Răspuns scurt. Da. Și acesta va deveni partea PSD, așa cum s-a vehiculat, ar fi doamnă Smenică? Rămâne să discutăm în interiorul Uniunii Sociale. Da, cu cine faceți majoritatea? Care dintre viceprimari să fie schimbați? Atâta vreme cât este o majoritate deja consfințită cu PPDD-ul, e clar că ceea ce privește viceprimarul deja în funcție al PPDD-ului, nu putem pune problema de a emite o pretenție și de a... Este problema PPDD-ului. Dacă vor vrea în continuare să o mențină pe doamna Monica Anton, doamna viceprimar Monica Anton, nu avem nimic împotrivă. Deci chiar... Ați spus dumneavoastră, v-ați întrebat, doamne senator, așa pe final, cu Culiță Tărâță nu vom discuta doar instituțional. Vom discuta numai instituțional. Numai. Nu, pentru că eu... Da, eu repet. Nu sunt masochist și nu mă duc să fiu insultat. Mă duc și stau de vorbă și stau de vorbă chiar cu interlocii pe care domnul Tărâță cu mare grijă că îi aduce în... absolut toată lumea în libertate, pentru că plec de la premisa că orice om aflat în libertate este un om... un om care merită să fie tratat cu același respect. Sau de vorbă cu toată lumea care respecte niște norme de bun simț și de adresare cât de cât civilizate. Nu pot să stau de vorbă cu un om care înjură, care amenință, care încearcă să timoreze. Eu am depășit de mult faza asta și sunt trecut prin multe. Deci nu mai e cazul să mă sperie amenințările securistice al lui Comunității. Bugetul ca bugetul, dar... Este un termen care se apropie sfârșitului martie pentru reducerea arieratelor comunităților locale în niște condiții foarte dure. Condițiile ar trebui să fie preocupate toate, de la comune la mari municipii. Condițiile nu sunt foarte dure. 85% este foarte dur. Prin bugetul național s-a alocat o sumă de 550 de milioane de lei noi, tocmai pentru a da posibilitate unităților administrative locale de a contracta împrumuturi din trezorerie, special pentru plata arieratelor. Dacă împărțim 550 la un număr de 40 unități administrative județe, asta înseamnă cam 14 milioane pe județ. Deci, practic, județul de dat fiind faptul că este un județ mai mare, probabil că îi va fi alocată o sumă de aproximativ 17-18 milioane, deci asta înseamnă aproximativ 170-180 de miliarde de lei vechi. Bani care sunt la dispoziția trezoreriei și la dispoziția autorităților locale pentru plata arieratelor. Deci au posibilitatea să facă în perioada imediat următoare primăriile care sunt grevate de datorii foarte mari și vor vrea să facă pentru ca să acceseze banii aflați puși la dispoziție prin bugetul la nivelul trezoreriei. Pentru localitățile cu grad mare de îndatorare, mă refer la expunerea prin veniturile proprii ale localității, acești bani se acordă prin derogare de la lege? Acum, ce se întâmplă? E clar că nu poate fi încălcată legea, pentru că nici nu poate fi încurajat la nesfârșit o inconștiență administrativă la nivelul autorităților locale, pentru că, într-adevăr, au fost și situații de primari care au contractat lucrări, chiar dacă nu aveau fire bugetare, chiar dacă nu aveau garanția că vor fi executate acele bugete, îndatorând excesiv comunitatea locală, fie au fost făcute pe final de mandat, în an electoral, deci lucrurile au și astfel de, au și astfel de componentă. Și sunt situații în care, într-adevăr, sunt primării care, în mod normal, trebuie să fie închise de mult. Nici nu putem încuraja să mergem la nesfârșit, să dăm posibilitatea unor primari care au fost inconștienți să ia iar milioane și milioane de lei pentru a plăti, eu știu, fântâni cântătoare și alte lucruri. Apropo de subiectul bani mai puțin pentru județul Neamț, care a fost poziția noastră sau ce ați făcut? Pentru că s-a făcut o mare nedreptate până la urmă în județul nostru. Știți foarte bine că alte județe
au primit bani mai mulți decât anul trecut, în condiții în care noi am primit bani mai puțini. Ce ați făcut dumneavoastră personal, ca și deputat și domnul senator? Cum ați apărat interesele județului? Ați luat o poziție în Parlament atunci când s-a discutat acest subiect? Dar bugetul Consiliului Județean Neamț, sigur că trebuie apărat de către președintele Consiliului Județean Neamț. În ce ne privește pe noi și mai ales parlamentar ai puterii care trebuie să fluidizăm mersul aprobării bugetului, am avut niște priorități și a trebuit să alegem dintre ele prioritar pentru noi și cred că este un proiect care va intra în discuție în perioada imediat următoare. A reprezentat-o reabilitarea drumului DN15, Roman Piatra Neamț și Piatra Neamț Bacău. Este un proiect pe care și eu și domnul senator Țapu l-am discutat și în particular cu domnul ministru Silaghi, atunci cu domnul Fernichiu, acum și cu domnul Șova. Deocamdată este în curtea, să zic, a Ministerului Marilor Proiecte la domnul ministru Șova, până când va avea loc din nou împărțirea CNADNR-ului în Societatea de Drumuri și Societatea pentru Autostrăzi. Deocamdată am discutat cu domnul Șova și DN15 este prins pe lista de bugetare, probabil că în a doua jumătate a anului va intra în discuții pentru a fi finanțat. Deci este vorba de un proiect de aproximativ 70-80 de milioane de euro. Vedeți, dacă am fi avut o cooperare, o colaborare mult mai strânsă cu domnul președinte al Consiliului Județean, probabil că și nu numai noi parlamentarii PNR, ci toți parlamentarii județului, probabil că altfel ar fi stat lucrurile, dar lipsa dialogului nu poți să susții ceva ce nu cunoști. Pentru că executivul de acolo nu te-a invitat nici măcar o dată la o discuție. Uite, domnule, asta e proiecția mea de buget. Hai să vedem toți parlamentarii din județul Neamț cum susțineți lucrurile. Eu repet. UNPR-ul este invitat și așteptăm cu interes să vină alături de majoritatea formată de USR. Nu are, repet, nimeni nicio problemă personală cu cineva. Aici este o chestiune de principiu și nici PNR-ul și nici PSD-ul nu poate fi guvernat la nivelul județului Neamț de către UNPR. Scurt. În timpul... Apropo, la filiala PNR Neamț pe cineva în birou permanent național la Congres? Nu am avut astfel de discuții. Probabil că în perioada următoare vor fi și astfel de discuții. Dar pentru filiala PNR Piatra Neamț veți propune în birou permanent național de luni o schimbare a conducerii? Se discuta la un moment dat că ar fi normal ca un parlamentar să conducă organizația municipală. Înțelegeți, domnul Țapă? Nu este problema biroului național, este o problemă pe care noi aici o putem rezolva la nivelul filialii, deci este un apanaj stabilitatea relației permanente. Am avut o discuție pe tema asta chiar în ședința de vineri a biroului teritorial Neamț al PNL, în care am discutat problema de la Piatra Neamț. A apărut în presă, sigur, n-a dat absolut nicio legătură ce a apărut în presă acolo, probabil că din alte motive a apărut. Nu a fost o astfel de discuție. Tocmai pentru că a apărut în presă, am deschis discuția în ședința de birou de vineri și am considerat că e bine, și toată lumea a fost de acord, că să avem o discuție deschisă cu absolut toți și cu cei din Piatra Neamț în primul rând, pentru a găsi o soluție corectă, o soluție care să dinamizeze organizația Piatra Neamț, care, după părerea mea, nu a fost dintre cele mai bune. Mai precis, o parte dintre membrii biroului județean au propus ca această schimbare să aibă loc chiar acum, duminică, astăzi. Eu i-am oprit și le-am spus foarte clar că le mulțumesc pentru încredere, dar întâi trebuie să avem o discuție și cu domnul Ignac, o discuție pe calea mea, pe lămuritoare. Nu neapărat pentru că sunt eu avid să preiau președinția unei organizații municipale, ci pentru ca Partidul Național Liberal să poată să se dezvolte mult mai bine și mai puternic în perioada imediat următoare. Dar întâi vom avea în interiorul partidului o discuție amiabilă cu Andrei Ignaț și după aia o luăm la decizie.
Întorcându-ne la acest război politic total, pe de o parte, dumneavoastră și domnul președinte, și de altă parte, domnul Curită Tărâță cu domnul Ștefan, cum vedeți rezolvarea lui și finalizarea? Autoritățile publice locale se tem că se va pierde proiectul european, cel de 20 milioane euro. La bază 7 de euro. În legătură cu proiectul APASEL, acolo, trebuie făcută respectând niște reguli foarte clare date de HG 109 din 2011 privind guvernanța corporatistă, în care se spune foarte clar cum se face selecția candidaților pentru consiliile de administrație și ce condiții trebuie să îndeplinească. Nici lucrurile astea nu au fost respectate. S-a convocat acea AGA ad hoc, deși era ilegală, pentru că erau 11 în loc de 9, cum spune statutul de funcționare al societății APASERV, acei 11 au votat un consiliu de administrație fără a mai aștepta să se monocolor de la TCE 3 Brazi, specialiștii erau toți de la TCE 3 Brazi, și nu s-a mai notificat Registrul Comerțului să se opereze în Registrul Comerțului, să se aștepte la monitor oficial. Nu. A doua zi, acel Consiliu de Administrație de la TCE 3 Braz a făcut numiri de director general de oameni din nou obedienți lui Culiță Tărâță. Deci cam asta a fost tot acolo. Deci un haloi și un dispreț total făcut la nivelul cel mai important operator la nivelul județului Neamț, a angrenat în cel mai important proiect cu finanțare europeană la nivelul județului Neamț. Și atunci cine pune în pericol? În momentul în care o asemenea societate implicată într-un proiect care de bine de rău a mers până acum, cu bune și cu rele, sunt multe lucruri de corectat, dar în momentul în care tu intervii atât de brutal și într-un dispreț total față de lege, deci aducând o conducere efectiv de pe stradă, să ia decizii, să semneze cârtii într-un proiect european, pe lucrul ăsta pune în pericol foarte mare și nu putem să stăm cu mâinile încrucișate, să asistăm cum, domnule, un om care nu știe ce înseamnă reguli, nu știe ce înseamnă proceduri și legi, pune în pericol un astfel de proiect. Cine își imaginează că banii europeni pot fi cheltuiți alandava așa, după cum îl taie capul pe unul sau pe altul, sunt și anamachi. Citațiile astea pe banii europeni, știți că nu sunt urmări de număr județuneți, de către instituțiile județulineți. Sunt urmări de atât la nivel național, de Curtea de Conturi, de Auditul Curții de Conturi, de Ministerul de Finanțe, dar și la nivel european, pentru că la urma urmei, sunt banii contribuabililor europeni. Ori eu am constatat că unii își imaginează, probabil din practicile alea vechi de pe proiectele de pe buget, unde s-au făcut în anii din urmă, mă rog, nu vreau să intru în detalii, multe șmecherii. Cineva își imaginează că și merge și aici pe banii europeni. Nu. Procesul va trebui să fie transparent, pentru că altfel, vă spun eu, mulți vor da cu subsemnat. Și nu vor da o zi, două sau trei. Vor da la rândul cu subsemnat. Procesul va trebui să fie deschis, transparent. Și proiectul acesta, care este deja într-o groaznică întârziere, cel puțin un an întârziere are, va trebui rapid să meargă înainte. În timpul campaniei aveți o părere destul de proastă despre PPDD. Ce v-a făcut să vă schimbați puțin opinia și să-l aveți ca un fel de aliat acum? În campanie era satelitul PDL-ului. La sigur, așa a fost. Și și-a revenit? Și în campanie electorală aveau alt președinte pe PDL-ul. Acum au alt președinte. La nivel județean, deci noi am trebuit să găsim soluția prin care PDL-ul și PSD-ul să nu rămână în opoziție și să stea neputincioși, pentru că oamenii te întreabă ce faci. Nu să ne băicărim că stai cu Culiță Tărâță să ne bată.